Ce? Pace și bună ziua! Astăzi facem o varză dulce, puțină varză dulce am, așa mică. Și mai pun eu și doi cartofi lângă ea. Și am carnea asta, care vreau să mă scap de ea, pur și simplu. Carne de vită, cred eu. De vită, de vițel, de ciofi, nu știu. Am luat de la Kaufland. Păi, nu. Am luat-o de la Kaufland și nu știu cât e de bătrână, cât e de tânără. Habar n-am. Dar o fac așa cu varză și atunci nu-mi pare rău după ea. Pun și un morcov să-i dea gust. Poate că o fi fain, o fi de vițăr, mai știi? Poate, da. Și o fac așa cu ceapă, cu... Natalia e cu noi, la bucătărie. Facem ceva mâncare rapid și plecăm de aici, că nu-i rece. V-am spus de multe ori, v-am spus, nu-i rece, dar cald dincolo la angii nu-i. Dacă ne ajută Tatăl Ceresc, pe anul viitor, poate punem și aici căldură. Dacă sub pardosea e altceva, e chiar altceva decât la calorifer. Da, na, na, ce să faci, asta e. Mulțumim la Tatăl Ceresc așa, că alții da. N-au nici atât. Exact. Așa. Și o să facem așa o mâncărică faină. O mâncărică faină, faină. Zic eu că e faină, păi eu știu cum. Fiecare cum ne place. Dacă o fi vreme cât de cât faină, vreau să mă duc sâmbătă în Pâncota, dar nu știu, dacă plouă sau ninge, nu mă duc. A, păi acum nu știu cum să fie vremea, dar nu. Că nu mi-e musai. Vedem noi acum cum o să fie. Să despoaie, săracă. Să-mi dea mie de lucru. Nu mai și pe ceapă, te... Apoi ce să faci? Așa e ceapa, nu? Cu mai multe foi, nu? Da. Nu vezi? Așa e ceapa, nu avem ce să facem. Dar dă gust bun la mâncare. Da. E... Fără ceapă, ce poți să faci? Oriunde, orice mâncare faci, și ceapa e acolo. O ceapă, două cepe, da, alta pune jumătate ceapă. Da, ceapa trebuie. Ceapa trebuie, da. Ceapa, cartofii și pâinea, asta e baza. Că carne mai mere, nu mere, da. Cartoful și ceapa. Da, dacă faci o mâncare gătită, numai la carne friptă nu mere ceapa. Și acolo punea tanti Bercuș. Pui, da. Punea. Da? Am pus trei cepe ca să iasă gustos.
să iasă gustos. O să iasă. Știu. Ai, 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 ciuciule. Ce știe el să facă? Ara tremură de frig în copet. Și ciuciu e gunoier. Uitați acolo, caută un gunoi. Deci... Dacă n-ar fi dat acum mai înainte, ar da să mânci. Păi e dat os. Cu os? Carne. Da, os cu carne. Da, știi ce am cumpărat? Ce? Am cumpărat pipote de pui la preț redus, 7 lei. Mm. Am dat pe ele. Și când am venit acasă, era mai multe inimioară de pui decât pipote. Dacă era 3-4 pipote și rânză. Și restul era numai inimi de pui. Și le-am opărit un pic de afert și le-am pus acolo să mânce dânsul. Și-o mâncat? Da. N-ai văzut? Pe lângă osul ăla mare. Pe lângă osul mare i-ai dat da. Pipote cu inimioare da. Și uite, acum iară caută în gunoi. Deci așa ceva. Ce-i câinele nostru? Numai Ara e cu minte. Ara, acolo unde eu dormit, ea i-am pus să mânce și nu. Da. E frig la Ara. E frig la Ara, da. Așa. De la Ciuciu nu? Nu. La Ciuciu nu. Acum e cel mai fericit. Da, Ciuciu, da, e cel mai fericit acum. Și Ara e cea mai fericită când e cald. Și Ciuciu nu știe unde să se ascundă el de căldură. E, nici cum nu-i bine pentru amândoi. Așa. Să se simtă și ei fericiți amândoi. Așa, acum călim toate acolo. Călim ceapa un pic. Și după aia pun carnea. Să vedem cât e de crudă, cum să zice. Să vedem dacă e bătrână sau tânără. Și dacă terminăm aici. Da. Merge repede. Am pus activiturile cu Natalia și în partea aceea și în partea asta am pus de Crăciun, dar încă nu le-am pus pe toate, mai trebuie să le punem. O să vedeți în canalul lui Natalia. Deranjează, Natalia. Ce-i, Natalia? Ai vrut ceva? Nu, n-au nimic. Taie și ea celofan cu farfeca. Da. Și pe ea urmează ca eu cu ceapa. Deci astea le-am pus aici. Și steluțele și tot. O mai rămas mai astea. O să vedem unde să le pun. Cred că ăsta o să-l pun la geam la mine pentru că e suficient. La geamul meu mic. Și... Da, mami, ăla e culoarea verde. Ah, ok. Și astea nu știu unde să le punem. O să întrebăm pe bunica unde să le punem. Că ea ne dă idei bune. Unde să le punem. Ce? Mai este niște activituri care să le pun și nu știu unde să le pun. Aici, cu om de zăpadă. Cu căsuță la Ciuciu. Da, și pe căsuță la Ciuciu. Dacă ar fi avut geam, căsuța la Ciuciu... Uite, geamul ăsta nu-i făcut. Și acolo mere. Da, vezi că ai făcut. Da, și acolo. Da, o să punem și acolo. Și atunci au mai rămas să facem bradul aici, că îi place la Natalia foarte mult bradul. Da, e cofile. Să facem un brăduleț aici, în bucătărie. Merge bine focul ăsta. A, imediat e gata, mamă, ok? Mm-mm. Nu cred.
Natalia, nu prea îi plac mâncărurile cu prăjeală. Dar nu știu de ce. Chiar nu știu de ce. Da, am niște pulpe de pui și le fac grătar. Hai să punem și ardei. Hai să punem ardei roșu. Adică boia de ardei. Boia de ardei. Așa. Așa. Și punem și carnea de vită sau vițel. Nu știu ce o fi. Am vedem. Rămâne de văzut. Un pic de apă. Da, da. Nu știu, îți fac altceva. Îți fac altceva, dacă nu-ți place. Și trebuie să fiarbă acum. Da, mai punem și capac. Să fac așa cu măsline și cu praz. Măsline. Nu. Deci până la urmă ne-am lămurit că punem și limba. Sincer să fiu, m-am făcut loc în congelator, dacă mă duc sâmbătă să mai am loc. Să pun, ca să nu mai am pastea. Deci o fier carnea și acum punem cartofii. Eu cu cartofi fac întotdeauna varza. Multă lume mi-a zis că de ce fac, dar cartoful îi dă un saț la varză, nu poți să pui numai varză și carne. Că nu e așa sănătos. Am pus carnea. Varza deasupra și lăsăm să fiară. Nu-i multă varză. O tai așa mare. Uitați așa. Tot așa ne place nouă. Uitați așa. Atât au mâncat câinele tău daci. Și tot o mai căuta să mânce. Cred că ne lasă buteria, că nu prea mere foc cum trebuie. Așa cred și eu. Că îmi face flacără roșie, așa am văzut și eu. Cam cred că sigur. Bate vântul. Așa. Punem capacul și revenim. Deci am aici 3, 6, 7 căței de usturoi. Cam generos. Continuăm varza noastră. Ne cerem scuze că nu prea
a fost așa mult filmat, fiindcă s-a gătat putelia, n-am mai avut putelie, și ne-am dus după butelie, după aia ne-am dus până la Lidl, după aia, s-a dus după butelie, atunci nu știu ce au avut, ceva cablu de la telefon sau ce? De la tabletă, trebuia să schimbăm cablu de alimentare, că nu, s-a crăpat acolo la mufă și nu mai încărcat bateria. Nu știu, de-aia nu-l postat ei, nu știu ce. Deci eu am avut probleme tehnice. Apoi ce să facem asta? Se mai întâmplă. Cablul deja e vechi și na, trebuia schimbat. S-a cerut deja. De fapt s-a cerut de mai de mult. Dar au mai mers așa cu chiu, cu fai. Și acum chiar că nu a mai mers de fel și o trebuie să mergem să cumpărăm un cablu. Și o luat și cablu, și o luat și butelie. Da. Și acum tot e în ordine. Da. Dar săraca Vanza a avut ce aștepta. A, păi ce să faci? Am așteptat și eu și Vanza. Și bine a fost. Da. Ce să facem? Și acum facem rântașul, punem un pic de usturoi, că zic eu că ar fi mai gustos. Da. Ia că Varza, așa arată. Cu carne, cu cartofi, nu-i scăzută, mai mult e o ciorbiță. Dar arată bine. Dar arată bine, să știți, eu zic. Acum eu îmi laud marfa. Acum cine îi place, dar eu cred că vă place la majoritatea, cred că 90% vă place, dar 10% cred că nu. Da, totuși, stai, ia vino aici. Zic. Vino aici? Da. Ce are Varza asta? Păi nu știu că da, știi cum... Da, te râs de Varza mea. Ce știi cum? Nu, eu am spus că arată foarte bine, dar este multe... Acum nu le facem noi la toată lumea. Multe femei plac. Care nu-i place, sunt mai... Nu, cu ei nu-i place, nu-i place. Deci așa se gătește la țară, să știți. Deci așa s-a gătit înainte. Nu. Și acum cum se gătește? Numai apă cu varză? Mai domnește, nu. Domnește, pune apa păstă varză? Nu știu, dar... Hai să vă spun una. Cu varză. Zice că s-a măritat la țară o fată după un băiat. Păi i-au chemat o Lenuța și pe băiat Ion. Numai bine. Și Ion a mers la colectiv, la CAP-ul, da. O mers să lucreze și ea îl întreabă, mă Ioane, mâine când vii de la lucru, ce mâncare ai vrea tu să te aștepți să-ți fac? Apoi, Lenuță, este atâta varză în grădină, pui și tu acolo o clisă pe varză și bine o fi. Bine Ioane, așa fac. Ce-a făcut Lenuța? S-a dus în cămară, a tăiat o bucată de slănină, șoancă, cum se calță, și s-a dus în grădină, a pus-o pe varză și bine a fost. Că așa a zis Ion, să pună pe varză, nu? Uh-huh. Și vine Ion de la lucru și zice, mă, Lenuț, ai făcut o mâncare? Da, Ion, am făcut. Apoi pune și mie să mănc. Da, du-te acolo în grădină și mâncă. Să uită ăsta pe ea, că cum să mă duc eu în grădină să mânc? Păi nu tu ai spus să pun clisă pe varză? Da, apoi du-te să vezi că acolo-i. Când se duce eu nici vorbă de clisă pe varză, m-a mâncat o câine și n-o mai mâncat, da. No, păi și eu am făcut, n-am pus clisă pe varză, eu am pus... Carne faină! Carne... Da? Tot pus varza pe carne, nu clisa da. Pe... Da? Și atunci...
ce mai vrei cu pungă? Da, da, mea. Dacă până eu fac mă aici, am mai tașul, nu? Da. Pune o lingură generoasă, așa, de făină. Nu punem nici două, nici trei. Bine asta. Să nu fie chiar apă chioară acolo. Ok. Ca așa, stai un pic. Da. Așa. Vezi cât dai cu capul. Uite așa. Zeamă. Egal. Da. O facem să fie ceva mai cremoasă. O leacă mai fain. Mai consistentă. Punem și un pic așa, de băiat. Cu toate că nu mai fi trebuit, fiindcă am eu aici pe ăsta. Mai pun și un pic de vegeta. Îi arăt tot ce fac. Păi nu, e bine să arăți. Poate lumea vrea așa ca tine să facă. Da. Alții nu vor face foarte cum bine, fac doresc ca ei. Cum le place, la gust. Așa. Și punem seama acolo. Da. Frumos. Amestecăm. Dacă puneți apă, să știți că nu e așa gustos ca dacă puneți de aici. De aici, de la sursă. Da. Și acum, și acum amestecăm și după aia turnăm în compoziție. Și punem aici. Acum ai altă treabă. Așa, și acum lași un pic să fiarbă, nu? Da. Atunci e gata. Uitați ce bine arată steluțele care le-am pus eu cu Natalia. Chiar că arată frumos. Am zis că acum noaptea se vede mai bine. Super! Acolo căsuța aia nu prea se vede de floare. Nu vrea să vede. Și în partea asta. O, că s-o ars un bec acolo, trebuie să-l schimbă. Cred că se vede bine ce-am pus noi aici. Uitați! Ce fain, nu-i așa îmi place modelele. Dacă aș mai fi găsit alte modele, dar n-or fost numai astea și mai ceva care nu prea m-a plăcut, dar e suficient. Stai să spun eu ceva. Da. Să știți că un domn m-a învățat, un fan, a scris comentariu. Când Mirela m-a trimis mie cratița aia cu pe aburi, da, care să pui pe aburi, a spus, păi apa aia de din jos care cade de acolo, toată bunătatea din carne, puteți să faceți și o supă de acolo. Ei, eu m-o prins bine ce a spus domnul, în apa aia puneam chiar cartofi să fac pireu. Puneam în apa aia să... și fierbeau și cartofii pentru pireu și fierbea și carnea deasupra să făcea papuri. Și multe m-au învățat așa, m-au dat o idee. Acum vă arăt altceva. Poate îmi dați și aici o idee. Să vedeți ce m-am cumpărat. Ce ți-ai luat? Stai acolo să se vadă. Stai pe partea aia. Am fost... Eu spun adevărul. Eu nu am fost la magazine din alea scumpe. Am fost
la un second. Și second hand. Second hand. Și a fost asta. Are și așa. M-a spus Anca, fiică mea, că se pune aici sparanghel. Da, se pune și sparanghel, da. Și să ferbe sparanghel. Eu aș zice, oare numai chiar sparanghel se poate? Oala mă place enorm, fiindcă e material din ăla foarte gros, foarte faină, știi, pe inducție și pe inducție și așa. Și dacă nu o fi asta, eu nu pot să fac aici o ciorbiță sau ceva? Da, mai puțină mă refer, sau cine știe ce. Da. Dar vreau o idee să-mi dați. Capac, încă nu m-am uitat. Deci capac nu o avut, dar perfect. Și așa mere. Perfect, așa. Deci, da. Da. Deci, mai spun o dată că o doamnă a spus, când eu cumpăr cratiță, caut și capac. Eu nu mai caut cam acasă. Este, încă mai am, încă mai am din ăsta. Nu, e bine. E chiar bine. Chiar vreau să-mi lați și alte idei, numai chiar sparanghel se poate. Să-mi spuneți cine are o ală din asta. Eu cred că poți să faci și paneu ceva, știi? Nu știu. Și cartofi prăjiți poți să faci acolo, ba, știu eu. Și cartofi prăjiți ca la McDonald's. Sau Kentucky. Cum ai făcut paneu? Eu, au, ce fain ar ieși Kentucky acolo, pulpe și aripioare acolo, așa, paneu prăjite. Este. Da, e o așa. Fier. Da. O fier din aici. O să fiarcă. Da. Dacă știți dumneavoastră ceva, să-mi spuneți. Hai, eu nu mi-s din aia care să știu atâtea. Da. Deci, da. Și e ca așa. Acum facem prezentarea. Da, da. Și e gata. Da. Deci, focul s-a stins. Acum facem prezentarea la ce n-ați casă. Văzut dumneavoastră, am pus chimen pisat, l-am pisat. Da? Da, uitați aici e chimenul. Deci l-ai pisat? Am pisat chimen aici asta. Ah, ok. Și am pus acolo în varză și am pus o frunză de dafin și iată am pus usturoiul și suficient. Da. Da. E chiar bine. E suficient. Acum să luăm farfurii. Da. Și facem prezentarea și gata. Am terminat mâncărica și mâine iară cu un alt meniu. Să de vedem. De la capăt. Exact. Oare mâine ce facem? Chiar nu știu. Până nu intri în bucătărie. Mâine, da. Mâine trebuie să intre în bucătărie și atunci vine ideea. A, asta fac. Exact, fiindcă eu mă uit atunci pe frigider și văd ce am și cu aia mă descurc. Nu uitați ce mâncare pune. Aici. Chiar că arată bine. Doamne, apără, dar cum să nu arate bine? Că e atâta carne și varză și de toate. Și am pus și cartofii aia dulci, fain. Deci, uitați aici. Vedeți? Arată foarte, foarte bine. Sper să vă placă rețeta. Și să o faceți și voi acasă. Și puteți și să-mi spuneți ce n-ați fost mulțumiți, da. Ce ați văzut aici și nu v-a convenit. Uitați ce frunzășoară am aici și de toate.
Și aceasta a fost realizarea mea pe ziua de astăzi, puțin mai cu cântec, puțin mai fără butelie, puțin mai fără... Da, nu-i nicio problemă, da, de foame n-am murit până acum. Da. Să știți că am mâncat cartofii ce am avut de dimineață, de dimineață la micul dejun. Și dacă am văzut că până la vreo 5 nu-i gata mâncarea, am mâncat liniștită și cu plăcere. Vă dorim numai bine, să mai întâmplă, ne cerem scuze. Da, asta au fost câteodată mai este și așa. Da. Vă mulțumim, vă dorim o seară minunată și binecuvântată de la Tatăl Ceresc. Și pe curând, la revedere! Pa, pa!